Din punctul de vedere al sănătății, două sunt evenimentele care trebuie să fie luate în calcul când vorbim despre sănătate, cea curentă și cea specială, cea care include și o viață lăuntrică psihică, cea care are legături cu strămoșii prin mecanisme genetice sau prin mecanisme karmice, dacă acceptați ideea și viziunea care presupune că omul, care trăiește în acest moment, nu este decât haina materială a unui suflet care s-a mai încarnat și în alte momente de-a lungul timpului, în trecut, și poartă cu el amintirile, vocațiile, dar și nefericirile și neîmplinirile care s-au tot acumulat. Unele îl motivează și îl urcă pe val, altele îl coboară. Din punct de vedere karmic există, și suferințe există și boli. Există boli karmice, care nu au nicio legătură cu bolile genetice. De exemplu, faptul că fiul moștenește înclinația spre reumatism poliarticular al tatălui, da, este o explicație genetică. Dar faptul că, din punctul de vedere al sănătății, există o traumă psihică pe care un nativ o poartă ca o consecință a numeroaselor încarnări în care a tot greșit într-un loc și că acel loc vulnerabil îi creează probleme în viața reală, dar îi creează probleme și la nivelul interiorității și atunci are dificultăți să se construiască pe sine, să se detaleze în lume, să se dezvolte, să se mobilizeze, pentru că funcționează Amintirile, mecanismele care lucrează discret, dar lucrează din plin. Din această perspectivă, intrarea Soarelui în Zodia Capricornului are o parte bună pentru că alungă tot felul de formule subiective de a trăi și a reacționa. Din punct de vedere psihic, din punct de vedere organic, dă austeritate. Plecând de la un mod de viață și de la un mod de gândire, se ajunge și la un anume fel de a se purta cu propriul organism. Cei născuți în zodia capricornului sunt mai ales nedispuși, de exemplu, să țină post, să se abțină de la o cantitate mare de alimente, să țină regim, să țină dietă. Să urmeze indicațiile medicului care presupun privare de ceva, să spunem de dulciuri, de produse făinoase. Nu face caz. Acceptă, înțelege și pur și simplu depășește momentul. Este vorba de o acceptare rezonabilă, înțeleasă, este vorba de un acord al sinelui cu tot ceea ce vine din afară. În general, Capricornilor le repugnă excesele. Sigur că sunt și capricorn care beau mai mult decât trebuie, dar iarăși nici pe departe, când este vorba de alcool, capricornul nu este printre campionii la tot felul de petreceri care se termină mai puțin elegant și în care nimeni nu mai stă pe scaun, ci stă sub masă. Nu este vocația capricornilor, le displace, urăsc acest tip de petreceri, nici nu își doresc să se afle într-o astfel de ipostază și, în general, ceea ce nu le place este, în afară de ideea de lux, de talare, este și ideea de destrăbălare culinară. Mesele mari, bogate, cum se zice, nu-i fac impresie, nu-l tentează și este musafirul cel mai reticent în fața unor produse care sunt oferite spre consum. Din acest punct de vedere, capricornii nu prea au probleme cu stomacul, sau au rare ori cu stomacul pentru că nu-l solicită, pentru că nu-l expun la aceste excese. Alcoolul și alimentele, multe, grele, complicate și așa mai departe. Există problemele clasice pe care deja le știe toată lumea, cele legate de scheletul osos. Doar că acolo se produc destul de multe modificări. Ele pot să apară din copilărie. Sunt boli ale scheletului informare al copiilor care îi marchează întreaga existență. O scolioză, de exemplu, făcută în timpul copilăriei, cam atunci se face, 12, 13, 14, 15 ani, când copiii cresc brusc scheletul se înalță, dar nu are susținere musculară și atunci încep niște devieri ale coloanei. E un prim exemplu și dacă am stat să facem tratat de medicină, ar fi multe alte exemple. Sunt boli pe care, din păcate, părinții nu le identifică la timp. Să spunem felul cum calcă copilul născut în capricorn, pentru că Pot să fie probleme legate de articulațiile gleznei care să altereze un pas corect. El trebuie corectat prin numeroasele metode pe care medicina le oferă. Terapie, operații, masaje până la corsete, până la echipamente care să susțină o creștere și o dezvoltare în niște parametri normali. Nu există loc. Al scheletului osos, ca să nu fie vizat de Capricorn. Undeva tot se întâmplă ceva. Apoi sunt bolile de care tocmai vorbeam la începutul acestei rubrici, care vin pe cale genetică. Pe o anume linie a arborelui genealogic, tot Neamul a avut preomatism, sau a avut o anume înclinație spre fracturi sau a avut chiar o anume tipologie, cum arată oasele cum arată degetele, cum arată configurația corpului. Prin asta se și legitimează ca făcând parte din uh, familie. Există bolile karmice care nu au legătură neapărată cu sistemul osos. Bolile karmice la capricorn se manifestă altfel. Se manifestă în plan psihic, privesc conștiința, scara de valori și orice tulburare îl destabilizează pe Capricorn. Apoi sunt chestiunile de autoritate și de raportare la putere. Capricornul nu este un timid, este foarte puternic, foarte rezistent. Apropo, e un detaliu, în fine, trist, tragic, cum vreți să-i spuneți, dar este foarte interesant din ansamblul de ținuților politici care au fost chinuiți, torturați, bătuți. Cei care au rezistat cel mai demn la aceste bătăi, la pedepsele corporale, au fost capricornii. Nu și-au trădat prietenii, n-au vorbit aiurea ca să scape, n-au făcut concesii ca să nu mai fie bătuți, au stat și-au îndurat. Îndurarea în sine merită o studiere și un comentariu fără sfârșit, pentru că implică nenumărate aspecte și morale evident, și fiziologice, și umane, și sociale, oameni foarte corecți, care mai simpli sau, în fine, mai educați, nu și-au pierdut principiile, rigoarea interioară și convingerile, de exemplu, credința religioasă. Și structurile născute în Capricorn l au pe Dumnezeu un suflet foarte puternic, au niște principii creștine puternice sau ale religii, în confesiunea în care s-a născut și a fost acreditat de familie. Deci, din acest punct de vedere, bolile la Capricorn venite ca o configurare karmică nu se manifestă la genunchi. Faptul că a căzut când juca fotbal pe teren și și-a sucit genunchiul și a făcut luxație sau întorsă sau elongație sau ruptură de Tendon sau de ligamente încrucișate nu înseamnă că s-a manifestat karma. Karma, cum spuneam la Capricorn, se manifestă la nivelul conștiinței, și suferințele conștiinței și suferințele interioare sunt tot o suferință a individului, chiar dacă nu este una legată de corpul material. De acum încolo, timp de o lună de zile, acest tranzit va aduce destul de multă vigoare. Nu vulnerabilizează în mod special corpul. Iar cei născuți în Capricorn nu trebuie să se sperie zicând, da, oleu, a intrat soarele în Capricorn să te ția cu fracturi. Dar nici nu sunt excluse. Pe de altă parte, relația foarte proastă a organismului Capricornilor cu frigul, cu vremea rece, e de natură, să accentueze foarte multe suferințe și foarte multe afecțiuni mai vechi, care tot anul, mai ales în perioada cât a fost cald, au remis și acum îi zbucnesc. Și iar revin durerile și anchilozele și înțepeneala și imposibilitatea de a se mișca și de a uh, executa o serie de activități. Acestea sunt uh, manifestările recurente care sunt legate de niște condiții exterioare. Vânt, frig, ploaie, ninsoare, vreme urâtă cu tunete, cu fulgere, cu grindină, care creează câmp magnetic, care influențează în mod special osatura și musculatura. Aceasta este problema principală a capricornilor și dacă la tinerețe și la maturitate nu prea au de suferit, la vârsta a treia capricornii doar prin excepție. Și acolo trebuie să fie ceva special pe harta nașterii, deci doar prin excepție câte cineva n-are nimic și la 70-75 de ani e vioi și dansează foarte bine. Dacă îl pui să danseze sau face gimnastică foarte bine sau schiază foarte bine sau face alpinism foarte bine. Mișcări de coordonare ale trupului care nu sunt afectate de condiții. Dar asta, cum v-am spus, este o raritate. În mod normal, nativii încep, cum se zice în popor, să scârție. Și de pe la 60 de ani au destul de multe probleme, care presupun analize, terapii, proceduri, medicație și mai ales, mai ales, acea suferință interioară care îi obligă să se împrietenească cu durerea. Că dacă nu se împrietenesc, atunci se creează o stare de revoltă în organism și se întorc împotriva lor înșiși. Și ăla nu e un mod de viață și ăla creează factor de stres și de tulburare nervoasă. Așadar, în prietenirea cu durerea și cu micile, marile neputințe, este o condiție, mai ales pentru vârsta a treia. Faptul că în ziua de 23 decembrie vom avea de-a face cu o lună nouă în Capricorn are multe semnificații, pe mai multe paliere, Vom discuta acele semnificații când vom ajunge la zodia Capricornului. Din punctul de vedere al sănătății, însă, este o combinație foarte interesantă. Este o combinație care introduce elementul feminin și masculin într-un dialog care nu creează complicități, dar creează bună înțelegere. Este o perioadă de lămurire de sine, de stabilizare sau chiar de descoperire. Află că în lăuntrul lor este posibil să se producă o schimbare, care până acum n-a fost chip să se instaleze. Aveau dubii, nedumeriri, întrebări, revolte, în fine, nu erau, cum zice francezul, un farfuria lor. Nu se simțeau în largul lor și acum, iată, se vor petrece în aceste câteva zile în jurul datei de 23 decembrie, când va avea loc luna nouă, un răstimp care le permite să se hotărească, să se limpezească, să treacă la acțiuni clare, să facă tot ceea ce este nevoie pentru ca de acum încolo drumul lor în viață să fie mai simplu, mai coerent, să evite eșecurile, să identifice imprudențele și riscurile. Din punctul de vedere al sănătății, există și aici o componentă, și anume felul în care vor privi o suferință despre care nu știu prea multe lucruri. Abia au început niște simptome, se petrec niște deteriorări ale unor funcții. Sigur, sunt de natură să-l alarmeze, dar mai degrabă să-l responsabilizeze. Deci nu stau să plângă sau să se plângă, să se vaite, să comenteze ca și cum s-a petrecut o dramă, ci vrea să fie foarte eficient, să facă repede tot ce trebuie pentru a evita o agravare, o complicare, o conservare, o consolidare a unei boli. În felul acesta, ei sunt niște foarte buni cunoscători, și pentru că vorbeam la început de răbdare. La chin și suferință vor răbda și niște dureri organice, dacă trebuie. Sau un mod de viață mai puțin plăcut, lipsit de confort, dar accepta cu foarte multă răspundere pe ideea că trebuie să se facă și acest sacrificiu ca să se obțină un beneficiu trupesc și o normalizare fiziologică. Sunt pacienții cei mai cooperanți în general sunt cei care ascultă de doctor, care n-au inițiativă, care nu fac piruiete printre medicamente, medici și diagnostice, au suficientă capacitate de a decela dacă ceea ce li se administrează este corect și este bine primit de corp. Dar, în general, nu sunt cei care să se transforme în niște vedete, doar pentru că sunt bolnavi. Nu vorbesc prea mult despre suferința lor, sunt destul de precauți cu detaliile, vorbesc cu cine trebuie și fac ceea ce trebuie.